Bun găsit, dragi prieteni, suntem la o nouă emisiune, o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Astăzi suntem în zona agriculturii, la Direcția Agricolă Hunedoara, aici la sediul din Deva. Stau de vorbă cu domnul Doinel Găină, director executiv al acestei instituții. Bună ziua, domnule director, și mulțumim că ne-ați primit din nou în casa dumneavoastră. Bună ziua, vă zic și eu și vă mulțumesc pentru invitație. Am avut ultima noastră întâlnire, ca să spun așa, acum câteva luni și între timp, să zic eu, activitatea pe anul 2015 a ajuns în zona statisticilor, da? Cam știți ce s-a întâmplat după, la final de an 2015. Dacă vreți să ne vorbiți un pic despre campania de toamnă, când sigur lucrurile deja s-au așezat și probabil că trimiterile sunt pentru 2016. În primul rând vreau să discut câteva probleme despre campania agricolă din toamna anului 2015, referitor la însămânțării cerealelor păioase. În toamnă s-au însămânțat în jur de 12.650 de hectare, dintre care ponderea... Mai puțin ca anul trecut. Numai să vă spun, comparat cu 2015, unde s-a însămânțat 11.150, comparativ cu 2014, da? Prin faptul că temerile de secetă care a fost în 2015, să nu se repete, oamenii au pus mai multe cereale păioase, ținând cont de faptul că peste iarnă umiditatea e mai mare și pierderile înregistrate în 2016, dacă mai multe cereale păioase, nu e așa mare comparativ dacă s-a pune mai mult în 2016 prășitoare. Asta e la ideea asta s-a plecat în 2015, în campania de toamnă. Deci, întâmplarea, mă rog, sau clima, sau, mă rog, efectele climei din 2015 i-a făcut pe oameni să fie devastator, mai, da, producții foarte mici la plantele, da, semănate în primăvara lui 2015, la porumb am avut 1760 de media, în loc de 3640. Extraordinar. Foarte mare. Parte la jumătate. Da, parte la jumătate. Ponderea este grâu, cum mi-a spus, cu 9150, urmat de triticale, 1280 de hectare, 80 avem secară, mai avem 500 de hectare de rapiță. Am observat că de la an la an rapița crește, am plecat de la 250. Dar prea ușor, adică parte. Dar nu, față de noi, dar nu avem desfacere la rapiță, așa cum ar trebui în alte județe. 154 de legume și 154 de hectare de legume anticipat, da, care se plantează în... Și mai avem o zoaică de toamnă, 270 de hectare. Am înțeles. Da. Pentru primăvară... Bun, haideți să nu trecem la povestea asta de... acum, sigur că fiecare zonă din județul nostru, care a fost județ industrial, da, uite că vorbim mai mult de agricultură, da, în ultima vreme, agricultură și turism, da, cam asta se pare că se dorește. Sunt anumite zone cu specificul respectiv și cu acele condiții care, da, ajută să poate fi dezvoltate anumite zone, anumite culturi. Cum ați spus și în reportajul de acum două luni, în principal în zona Orăștiei și zona Hațegului, da, și în special în zona Calanului, unde suprafețele sunt mai comasate, iar culturile semănate cu aceste de toamnă sunt în ponderi mai mari comparativ cu, de exemplu, zona Bradului, sau alte zone care nu, sau zona Hunedoare, unde a fost industrială, unde în proporție mai mică se seamănă culturi de toamnă. Am înțeles și probabil că sunt culturi care, adică nu se pun pe dealuri, se pun pe Nu, culturi șes, care da? Se pun la loc, la câmpie, da, la loc la mai, câmpie, da, unde sprijin condiții mai bune. Tot referitor la cerealele păioase din semate în toamnă, în această perioadă se rulează campania de administrare de îngrășăminte chimice. În toamnă. În perioada februarie-martie. Ah, perioada de acum. E o perioadă optimă, fiind clima se încălzește și planta are nevoie de hrană. Bun, vorbim despre acele plantații puse în toamnă, da? Da, cereale de toamnă. De toamnă, da. Epoca optimă de administrarea îngrășămintelor. Odată cu clima este peste 10 grade în temperatura aerului, se administrează îngrășămintele care, datorită faptului că are cea mai mare nevoie de hrană în această perioadă planta și obligatoriu să administreze cel puțin 300 de kilograme de îngrășăminte chimice. Pe hectar? Pe hectar. Pe 300 hectar. De kilograme, da. 300 de kilograme. Da. Am înțeles. Și acum... Mai de 6 saci. Ar fi optim. Am înțeles. Există, știu că noi eram destul de tari pe vremea comunismului la producția de îngrășăminte. Mai producem noi sau ducem totul din import? Producția de îngrășăminte producem și noi și am observat că se vine și de afară foarte mult îngrășăminte. Da. Da. Și astea, mă rog, dumneavoastră, într-un fel, cum colaborați cu agricultorii, cu fermierii?
Le asigurați și anumite informații, ceva, consultanță tehnică sau care e sistemul? Noi avem un sistem de informare de culegere a datelor în principal. A, deci în primul rând face statistic. Noi colaborăm, în 20 mai avem prima raportare statistică Agră 2A, se numește, în care noi trimitem simțări la primării și la agenții economice. Avem 62 pe raza județului Hunedoara. 62 de comune. De societăți. A, de societăți, da. Comunele trimitem la primării, la consiliul local. Da. Și noi primim situația din teren, o centralizăm la nivelul județului și o raportăm la Ministerul Agriculturii. Și de acolo rezultă suprafața însămânțată în toamnă, suprafața ce se urmează în primăvara lui 2016 și terenul nelucrat. O caracteristică din anul în an ce am observat eu, terenul nelucrat e din ce în ce mai puțin la nivelul județului. Dacă în 2010 24% din suprafața agricola județului Hunedoara era nelucrat, acum avem 10,26. Și din propunerile pentru 2016 avem 9,6 teren nelucrat. Din ce în ce mai mic. Deci, suprafața se reduce cu teren nelucrat. Adică oamenii lucrează din ce în ce mai mult. Lucrează și deja avem, vin firme la noi, vin la, și se interesează, unii disponibili de teren, vreau să-l ia și să lucreze în continuare. De acum încolo. Înțeles, deci nu numai proprietari, ci... Nu, în special firmele care vreau să ia teren mult în arendă, să comaseze, să facă o exploatație... Bun, chiar ieri am auzit, mă rog, un necaz mare pentru agricultori, în ideea în care cei care și-au păstrat grâu din, după recolta de anul trecut, în ideea în care, după iarnă, în general, prețul crește, da? Se pare că în acest an a scăzut, cu 30% chiar. Prețul la cereale, în special la grâu și la porumb, între 0,5 și 0,6, 50-60 de bani pe kilogram. A scăzut. Același, am trecut-o fost 70-80 de bani, în ideea că a fost an secetos. Parcă 50-60, în condițiile că a fost an secetos și producția a fost foarte mică, toată lumea s-a așteptat să fie un preț cu mult mai bun, în jur de 80 de bani un leu. Și au obținut rezerve serioase de grâu ca să le vândă în primăvară. Și când colo, probabil că am înțeles că a fost... și mai mic și... Și o scăzut în greutate, datorită reducerii umidității din buc. Am înțeles că asta din cauza supraproducției la nivel european sau mondial. Da. De acolo a scăzut prețul. Da. Bun, povestea asta se întâmplă și la cei care cresc animale, adică special, au ajuns prețul la porc și la prețul la porc de 5 lei pe kilogram, exact. foarte mic. Oamenii sunt chiar descurajați. În ideea când la un porc de 100 de kg e nevoie de 600 de kg de furaj să rămână 100 de kg, fermele de porci sunt în dificultate foarte mare. Numai din prețul de cost pe kilogram spor ieși în pierdere. Nu mai poți să pui munca sau alte foraje suplimentare ce le administrezi. Foarte, foarte clar. Da. Bun, asta, mă rog, cred eu destul de descurajantoare povestea. Pe lângă ideea că, mă rog, se dau subvenții, se asigură, adică subvenții, subvenții care într-un fel stimulează dezvoltarea sectorului. Da, fără subvenții ar fi foarte greu în agricultură. Cred că dacă n-ar fi subvențiile, probabil că mulți ar n-ați mai raporta că sunt din ce în ce mai puține terenuri nelucrate, ci invers, probabil. Da. Acum vreau să vorbesc ceva puțin și de campania agricolă care ne așteaptă în continuare, 2016, însă două săptămâni cel târziu. Bun, urmă un pic, ajungem, că avem timp. Da, sigur, timp suficient. Apropo de situația dramatică de anul trecut cu seceta, agricultorii, cred că aici există, funcționează acel sistem de asigurare și de, cel nu. Puțin, nu un pic, să zic până la capăt, dacă nu, asigurare cel puțin despăgubiri din partea statului. Cred că există ar fi două forme, zic eu, prin care ei și-au recuperat pierderile, nu? Adică prin asigurarea pe care o fac la firmele de asigurări sau prin, cum spuneam, ajutorul de stat în situații de calamitate naturală, nu? Din păcate, asigurări, nu puține firme fac, firmele care lucrează mai mult teren, micii producători nu au nicio asigurare. Deci, asta încă nu există obiceiul. Ce s-a făcut anul trecut, ce au fost despăgubiți, au fost la secetă, la nivel de țară, seceta instalată, asta, și atunci s-a făcut o estimare a pierderilor prin direcția agricolă, urmând ca plata să se facă prin APIA. Și s-a făcut? S-a făcut, plata s-a făcut integral. În ce? Cam în ce lună? Nu, plata s-a încheiat în decembrie, după cum știm. Am înțeles. Nu pot să spun multe date, că domnii de la APIA s-au raportat. Eu ce pot să spun, noi am făcut o estimare, evaluare. Și cam care a fost? Puteți să ne spuneți? Da, 28.000 de hectare la nivelul grezului Hunedoara. 2.648 am avut de cereri depuse la noi și 28.000 de hectare care s-au fost înscrise cu procese verbale. Asta a fost important, că mulți poate nu au procese verbale încheiate în termen.
Procese verbale de constatarea pagubelor. Și asta cine trebuie să-l facă? Păi cu comisiile locale, în colaborare cu comisiile județene, s-au instituit comisii, s-au deplasat la fața locului, s-au constatat la fiecare om pierderea la fiecare nivel de comun s-a centralizat, cu pe fermieri, pe suprafață, și a fost înaintat la Direcția Agricolă. Nu i-am centralizat pe toate ajutorii și am trimis la minister. S-a făcut o estimare la suprafață și valoare și în funcție din aia s-au alocat banii care s-au plătit prin APIA. Dar numai cei care au avut procese verbale de constatare. Și asta înseamnă că au avut 2000 și câți, v-ați spus? 2000? Noi am avut 28.000 de hectare, 2684 de cereri. Care au fost acoperite cu procese verbale. Care au fost acoperite cu procese verbale, da. Da, da, deci că am gândit că nu erau luate altele în considerare. Nu. Constat procesul să fii fermier atins, să fii la APIA și să ai proces verbal de constatare a pagubelor. Foarte clar. Astea sunt două criterii de bază care au stat la despăgubire. Așa și cam cât s-au stat despăgubire? Există și valori? Fiecare în funcție de suprafață și de procentul de calamitate. A fost un coeficient la fiecare cultură să mulțea, de exemplu, la persoane fizice a fost un preț, la persoane juridice alt preț. APIA vă poate spune exact cât a fost valoarea, noi vă putem spune că s-a plătit în funcție de procentul de calamitate la fiecare cultură și pe fiecare zonă. Chiar în cadrul aceeași comună, unii au avut un procent, poate unii alt procent de calamitate sau comune diferite. Nu a fost obligatoriu să fie chiar la toată lumea același procent de calamitate. Am înțeles, bănuiesc că în acel proces verbal au semnat și proprietarii de teren. Toată lumea, proces verbal, adică da. Trebuia da. Toate părțile să fie tot proces de verbal, acord cu legal, ce... Legal constituit, da, și în termen depus. Foarte, foarte clar. Da. Bun, deci cumva i-am mai salvat, da, să ceva zicem. Ceva s-au mai recuperat din pierderi. Din pierderi. A fost un ajutor foarte bun din partea Ministerului Agriculturii, ca s-au acordat și s-au mai redus din pierderile care s-au registrat anul trecut. Așa, de ce credeți că nu se fac asigurări? Din cauza lipsei de puterii financiare de sau și după aceea, a mentalității? Că nu... Și a mentalității și lipse și după aceea temerii că nu se primească despăgubirea. Așa cred eu. A, deci, dar nimeni nu are asigurare. Niciun fermier nu are. Noi nu am avut cazuri să știm că au asigurare. A, deci n-ați ajuns, n-aveți asemenea informații. N-avem asemenea informații. Știu că fermele mai mari au asigurare, dar nu noi înregistrăm asigurările. Sau... Am înțeles, deci nu aveți contact nu, cu nu avem situația contact. Da. Interesant, da. Bun, și acum, rămânând tot la campania agricolă de toamnă, ce se plantează în județul Hunedoara toamna aici? Păi, în primul rând, cerealele păioase, am spus, greu, 9.150 de hectare, orzoaica de toamnă, da. Secara, triticalele, și... Triticalele se folosesc parcă pentru forajer. Forajer, 1.280 de hectare, da. Avem legume anticipate, 154 de hectare, și rapița. Da, că ați fost, sunt da. Cu principalele culturi care seamănă noi în județ în această perioadă. Plus, au mai rămas 7.450 de hectare de plante forajere pe rădăcină. Așa sunt trifoiul, lucerna, care rămân, se înseamnă... A, ele de la an de la an rămân în rădăcină, da? Acolo, da. Da. Și în fiecare an, 1.000-2.000 de hectare, în funcție de posibilități, să seamănă plante de foraj. Lucerna, asta, aveți informații și referitor la condițiile tehnice ale fermierilor, cu ce lucrează, care, cine are, trebuie de genul ăsta. Mă refer la utilaje, la... Noi în fiecare an, în luna a șasea, facem o evidență a parcului de mașini și utilaje agricole. Important, da. Și în fiecare an se actualizează. Uh-huh. Noi trimitem o adresă la primării și la societăți. Și asta și ce aparține de firme și la persoanele private. Da. Și primăriile, conform declarației din Registrul Agricol și firmele autorizate din fișa de inventar, ne trimit parcul de mașini agricole care le găsesc în județ. Da. Noi facem o, în baza centralizării, facem o adresă la Ministerul Agriculturii și transmitem... Da. Bun, și așa, nu trebuie să-mi dați cifre exacte, crește baza auto? Păi din ce în ce am văzut, fiind și proiecte finanțate de fonduri europene, din an în an mai multe tractoare noi apar în județ, încep cele vechi să fie trase deoparte. Și în felul acesta mă gândesc că dacă din an în an mai multe utilaje noi, atât tractoare cât și mașini agricole, și să datorează acestui fapt, și pământul lui nelucrat scade în proporție de la an, deci, crește numărul de utilaje și, în acel fel, pământul nelucrat e mai puțin decât comparativ cu ceilalți ani, când parcul de utilaje era mai mic. Clar. Noi ce suprafață agricolă avem în județ? Noi avem 285.000 de hectare, de hectare total. 79.235 avem arabil.
Ah, deci ăsta e arabilul care se poate lucra. Da, arabilul care se poate lucra. Și din arabilul acela avem 10,26% avem nelucrat. Nelucrat, deci acum, numai atât. Pe 2015. Pe ce loc sunteți în țară, apropo de... Aveți o loc, statistică? Nu, nu avem o statistică. Nu, a, la nivel național? Nu, la nivel de județ numai avem situația cu trenul nelucrat și după, în fiecare an de perioada de toamnă se face propunere pentru 2016. Și am văzut că o scăzut la 9,5-9,6% suprafața nelucrată. Asta e un lucru foarte important. Foarte mare, da, și grozav. Bun. Asta vorbim de campania. În toamnă se întâmplă ceva și referitor la creșterea animalelor, ca să mergem așa pe zone de an. Referitor la creșterea animalelor, în luna decembrie avem situația efectivă de animale la sfârșitul anului, în care se raportează total animale care se găsesc la 31 decembrie. Da. Și situația avem de scăzământ numai la sectorul porcini, unde datorită sacrificării în perioada de decembrie, efectivele sunt mai mici decât în luna anterioară. Vorbesc. Logic. În rest, logic. De la lună la lună, nu se observă diferențe specifice în scăderea efectivului de animale. Ce pot să vă spun? Că efectivele de bovine sunt 46.000 la nivelul județului Hunedoara, la data asta, respectivă, 38.000 avem la porcine, 216.000 avem de ovine la ora actuală și mai avem 1.222.000 de păsări. Ne ridică foarte mult, avem cele trei unități avicola și unde efectivele sunt mult mai mari. Bun, bănuiesc că există creșteri, cel puțin la ovine, clar, crește de la an la an, nu? La ovine am observat că, numai așa comparativ tot cu 2010, acum am spus că sunt 216, au fost 166.000. Deci 40.000 s-a crescut în 5-6 ani, da. Da. Efectiv. Și datorită sprijinului care se acordă de la guvern pe cabine animal, da. Și datorită faptului că s-au, de exemplu, prin plățile efectuate, s-au făcut curățări la pășuni și s-au extins, pășunea fiind curățată, trebuie cineva să valorifice. Cum? Pășunile, în special. Așa. Pășunile fiind înținute corespunzător și în felul acesta omul fi obligat, dacă are animale, să curăță pășunea și în acest fel să ridicat la an la numărul de capete de ovine. Deci, cred că, din câte țin eu minte, parcă și anumite subvențiile se acordă numai în situația în care ai și alt cap de animal pe o anumită suprafață. Problema care se ocupe apia. Apia, da, numai că știu că din informațiile care le-am primit de la ei. Asta ajută, nu? Ajută la creșterea efectivului de animale. Da, foarte mult ajută la creșterea. Și la bovini am observat o creștere. S-a plecat de la 35.000, acum au ajuns la... În 2010? Raportat la 2010 ne-a raportat. 35.000, da? Raportat la 2010 și efectiv de bovine am văzut, ori au apărut ferme noi de bovine. Și acum cât e? 45.000. 45.233. Da, avem și ferme noi. De exemplu, am avut în situația statistică 3 societăți mari înregistrate, acum deja avem 9. Exact. Deci înseamnă că e totuși avantajos, chiar cu prețul, dacă prețurile sunt S-au făcut ferme noi cu fonduri europene, s-au făcut proiecte pe fonduri europene care avea în planul de afaceri creșterea numărul de animale și în acest fel s-au ajuns să crească foarte mult numărul de animale în ultimul an. Corect. Așa că pe zone puteți să ne spuneți care sunt, mă rog, potrivite pentru anumite specii de animale. Păi, de exemplu, ce am observat eu acum, în special la bovine, au apărut ferme de carne, care nu au fost la noi în județ până acum. Dar până acum ce a fost? Fermă de vaci de lapte. De lapte. Acum au adus rasă specializată pentru rasa de carne. Și asta cam în ce zone? Zona Hațegului. Deci cam acolo, agricultura, cred că acolo merge foarte bine. Da, zona Hațegului. Merge și cerealele și cerealele, cartoful merge foarte bine. Avem 4 firme puternice care lucrează pe zona Hațegului, prind aproape întreaga zonă, aproape întreaga zonă, unde dotați cu utilaje, cu tot depozite de cereale, sunt o zonă autorizate. Exact. Asta deja e un mare pas. Și chiar am vorbit cu un primar din zona aceea, ei încă și acum mai aruncă, din păcate, cartofii primăvara. O parte din cartofi, că nu au unde se depozitează. Da. Din trei, de exemplu, din referitor la depozite de cereale, avem în trei județul 32-5, numai sunt în zona Hațegului, care nu e o suprafață așa mare comparativ cu suprafața județului. Aia ce denotă că, datorită firmelor care au apărut și comasării terenului, în acest fel, producția firmare trebuie să construiești un depozit autorizat unde să-l depozitezi. Neavând nici depozit, nici nu poți să vinzi, pentru că la vânzare îți trebuie autoritatea de depozit, că l-ai socat undeva corespunzător. Și în caz contrar, când se constată că se vinde fără curaj să fie depozitate, nu este ilegal.
Asta odată. Și a doua, că tot ascultăm și auzim că produsele românești nu pot intra în, mă rog, supermarketuri, da? Da. Ei motivează că nu se pot asigura cantitățile necesare, nu se pot asigura o periodicitate și așa mai departe. Bănuiesc că povestea asta cu depozitele într-un fel reglează. Reglează. Și mai, da, mai ceva important. Ei, fiind produc cantitate mare, nu sunt obligați să o vândă din câmp. Un e prețul foarte mic. O stochează și când e prețul mai mare pe piață, ies cu marfa. Ești pe piață, da, când prețul cel mai bun, când le convine cel mai mult. Da, da, da. Asta e ideea, în primul rând. Și depozitele astea sunt ale cui? Sunt firme private. Sunt depozite autorizate. Dar aici pot vinde și persoanele fizice? Nu, persoane... Să le dea în depozit sau, mă rog. Pot să dea în custodie. În custodie, da. Da, 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 sunt cazuri care plătesc pentru, sunt uscătoare, să plătește că țelul sucă, ori îl depozezi în continuare și plătești pe kilogram, ori țelul suc și plătești pe kilogram, prețul l-a uscat. Da, avem cazuri în județ, avem cazuri în județ și la noi vin informații de că știm unde am un uscător, un depozitar, noi avem, ne uităm, am colegul care lucră pe depozite, îi dă adresa, telefonul, persoana de contact și iau legătura și imediat. Am avut cazuri când s-a rezolvat treaba cu uscarea și cu depozitarea. Foarte clar, adică da, chiar da, așa. Da. E, zic că e important, pentru că acum, după anii 90, mă rog, a apărut și povestea aceea cu fiecare cu proprietatea lui, cu bucata lui, mică, mare, cum e, mai mult mică, nu? Așa? Mai mult mică, adică, da. Așa, și sigur că aceste lucruri, neexistând depozite sau, mă rog, sistemul acesta care, până la urmă, nu face decât să ajute să funcționeze tot industria asta, toată partea de agricultură. Acum parcă ușor, ușor se mai așează. Lucrurile se mișcă, da, da, da. Și depozitele au contribuit în mare măsură la terenul de lucrat. Pentru că datorită nu aveam unde să depozitez, nu mai lucram atât, dacă n-am unde să-l depozitez. Exact. Asta exact. E, de-aia nu... Pe zona, de exemplu, știu mai foarte mult, în zona unde sunt eu, nu există pământ de lucru. Dacă vreau să iau în arena, nu găsim la noi în zonă. Nu se găsește. Totul se lucrează. Totul se lucrează, da. Totul se lucrează. Când apare câte ceva, deja oamenii sunt contactați și... În felul acesta, informația circulă foarte bine referitor la arendarea terenului agricol. Ce se întâmplă, sau dumneavoastră, ce știți așa, mă rog, din observațiile pe care le faceți, stând de vorbă cu fermierii, cu oamenii, și referitor la, să zic eu, dorința de asociere, știind că după 89 lumea a mai respins povestea colectiv și alte povești care... În ce privește cultura vegetală, sunt foarte puține asociații la noi în zona, în Hunedoara. Mai multe sunt, de exemplu, Asociația Crescătorilor de Ovine și de Bovine și de Păsări și Animale. În deosebi, cei din zootehnie sunt mai bine organizați în asociații, asta e concluzia, decât cei din vegetal. Cei din vegetal care sunt exploatații mari lucrează și produc și vând pentru ei, iar cei cu animale care se reprezintă interesele se asociază și în felul acesta, de exemplu, cum ați văzut cu oierii, au schimbat și articole de lege și cu legea următoare și cu aceasta, sunt o forță, sunt mai puternici, iar legat de cei din sectorul vegetal, la nivelul județului nu sunt organizați, comparativ cu cel din sectorul zootehnic. Bun, asta ca să zic eu, să-și apere drepturile, dar în același timp se poate să comercializeze. Să comercializeze, da. Adică, în urmă, când... Nu, știm că... Asocierea pentru comercializare încă nu funcționează nici pe zootehnie la noi. De-aia zic eu că asta e un fenomen general. Nu. Încă nu funcționează, s-au asociat pentru reprezentarea intereselor... Ca un fel de sindicat. Ca un fel de sindicat, da, al crescătorilor de animale. Apropo de câștigul și de, mă rog, revolta boierilor, dumneavoastră ce părere aveți? Că există vânătorii și apere și ei. Eu nu mă pot pronunța... Da. Păi ar trebui că trebuie să fiți de partea boierilor, nu? În principiu. În principiu să nu mă pot pronunța. Da. Asta e părerea mea, nu mă pot sunteți pronunța. Sunteți vânător? Nu. Deci nu sunteți pasibil sau suspectat de... Puteți fi suspectat, am înțeles. Nu mă pot pronunța în legătură cu acest subiect, lasă organele competente să se pronunțe. Ce legat de treaba noastră, direcția agricolă, vă pot spune cu plăcere. Am înțeles. Bine. Bun, deci povestea cu asociațiile astea încă nu merge, nu funcționează. Și asta, sunt asociații, dar nu asociații pentru produs, nu sunt, avem grupuri de producători. Poate că sunt convins că ei, dacă stați de vorbă și sigur vorbiți cu ei, toți știu și sunt convins că dacă merg mai mulți cu mașini, transportă marfa, depozitează împreună și deci lucrează mai mulți la un loc, câștigă, nu? Da. Adică și mai ușor de rezolvat. De făcut un contract cu cineva, așa, exact. Fiecare individual e foarte greu. Și prețul meu e bun. De ce credeți că nu se poate întâmpla? Nu se poate, pentru că și mentalitatea, în primul rând,
dacă vorbești cu cei mai în vârstă, să gândesc la perioada dinainte de 89, cei deci tineri, o anumită neîncredere. De mentalitate, cei tineri care încă mai lucrează și au firme puternice, lucrează pentru ei, se dezvoltă pentru ei și e foarte greu să faci o asociere pe produs, pentru vânzarea de produse în anumit județ. Așa, din ultimii ani se simte o întinerire a forței de muncă în zonă? Da, întinerire se simte foarte mare, mai ales în ultimii 3-4 ani. Vreau să spun, mai ales în ultimii 3-4 ani. În primul rând, proiectele care se derulează prin AFIR încurajează munca tinerilor și punctajul mai bun pe tineri. Și, de exemplu, capacitatea de adaptare și de valorificare a potențialului referitor la tineri e mai bun ca la persoanele mai în vârstă. Și prin asta am observat că din an în an, numai tinerii, în special între 25 și 35 de ani, care au, în special, studiile terminate și care au putere de muncă, accesează programe și lucrează teren din ce în ce. Și am văzut și din anii anteriori, cum pământul este dat în arendă de la cei din casă, bătrânii la fii, la feciori care pot să lucreze terenul. Deci, într-un fel, asistăm la o schimb de generație, la o schimb, da? Eu zic că în maxim 5 ani o să fie numai forță tânără în agricultură. Asta e deja un semn optimist, mi se pare că acum câțiva ani, cel 10 ani vorbeam, era tragedie. Da. Nu? Foarte multă lume se întoarce, am văzut, la agricultură, în special tinerii, își fac ferme, își cumpără utilaje, tractoare și lucrează. Fermele din zona noastră sunt 80% de tineri. Din zona Hațegul. Și la fel de județ, foarte puține, noi avem și date statistice, persoane de contact și toate sunt 30-40 de ani. Dar chiar avem unul să fie la 60 de ani, să stăm la discuție, să nu... Bine, cei mai în vârstă probabil sunt au și donat, mai reticenți. Au arendat, au concesionat terenurile. Da. Și ferme și tot. S-au scăpat de ele, ca să zic așa, mai popular vorbind, că nu mai puteau să... Da, nu mai pot să facă față și noile condiții. Și înseamnă că e cerință, asta e chiar important. Da. Cerință de teren pentru lucru. Cerință de teren, dar la noi în județ, v-am spus, la noi în județ, deja vin în principal, nu vin străini, vin care au firme, care pot lucra, sunt interesanți în zona respectivă ce teren disponibil, vin și ne interesează, domnule, cum e teren. Aici dumneavoastră? Aici de la dumneavoastră? Da. Și noi spune, vrei să iei, vrei așa, ar fi bine să faci un studiu OSPA, să vezi ce merge acolo, cum misor. Asta studiu OSPA, ce înseamnă? De oficii de studii pedologice și cartare agrochimică terenului. Ia probe de teren, vede cum e pH-ul, ce cultură merge, ce nu merge, nu poți să vii să arendezi să-l trimis pom să rendeze și să nu meargă cultura respectivă. Bun, ei vor să și cumpere, nu numai să rendeze, nu? Referitor la cumpărare, avem un alt sector la care Direcția Agricolă, legea 17, compartimentul legea 17 din vânzarea terenurilor agricole. Aici, la Direcție, vă ocupați de povestea da, asta. Da, avem din 2014, din mai 2014, toate reglementările privind vânzarea terenului agricol în extravilan se derulează prin direcțiile agricole județene. Cu intravilanul nu aveți treaba. Păi nu, numai... Ați auzit ce au pățit cu nou cod fiscal, cu nou cod, asta e altă problemă. Impozitele, nu e dumneavoastră, dar am avut o incidere de bol și noi numai ne ocupăm de ea cam înțepat. Terenurile agricole în extravilan. Am înțeles asta, e în ordine. Da. Bun, dar eu știu că pe zona Radului și a Timișului s-a vândut sute de hectare s-au vândut. Nu avem, am mai discutat și aici, am mai discutat și cu alte persoane. Sunt cetățeni, de exemplu, care sunt români și plecat în altă țară, s-au întors cu banii și au cumpărat. Și firme care au, de exemplu, care are angajat români, dar nu avem persoane străine să fi cumpărat pământ în România. Cum sunt în alte județe. În județ, că la Timiș, la Timișoara, de nemți, de italieni. Da, în Hunedoara. Da. Cred că e tot cumpărat acolo. Da. Sau și prețurile sunt foarte bune. Acolo, de exemplu, la Ziman, dau un exemplu, știu, clar, am vorbit cu primarul de acolo, un hectar de pământ, 7.000 de euro. Vă pot spune și Hunedoara, prețul mediu. La asta, de aici vreau să vă ajung. Între 8.000 și 12.000 la arabil. 8.000 și 12.000? 80 de milioane, 120 de milioane e banii vechi. A, nu euro. Nu. E vorba de 7.000 de euro. Da, adică 300 de milioane prețul acolo. Prețul se raportează în lei la noi. Am înțeles. Între 8.000 și 12.000, fânațul 6... Așa un pic, 8.000... 80 de milioane, 120 de milioane vechi. Da? Da, mediu, da. 60-80 la fânaț, 50-60-70 la pășune. Jur de 100 de milioane la livadă, dar foarte puțin se vinde livada, în special se vinde arabilul și fânațul. Fânațul, da. Nu vă spuneam, în județul Arad,
deja 7-8.000, da, 10.000 de euro. Da, Județul Arad au vreo 15.300 de dosare, noi avem 3.300 până la ora actuală. Cât au ei? 15.300, am văzut din revistă de specialitate. De se dosare poate, însemnând... Nu, dosarele, fiecare parcelă cu dosarul ei, nu e dosarul cu parcelă, hectarul. Fiecare... Parcelă pe total. Da, da, fiecare parcelă... Adică, sau mă rog, fiecare vânzare, într-un fel, apare într-un dosar. Da, nu? Un dosar, da. Fiecare vânzare, da. Da, 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 da. Păi de-aia zic eu, că acolo s-au vândut da, foarte mult, tot, foarte da. Mult, da. Și la special la străini acolo. Bine, și la cei de la Zimand, care au, au suprafață mare de tot, au luat o firmă germană. Și culmea ei, zimândenii, lucrează la firma germană Pământul, după ce l-au vândut. Adică l-au tot vândut și tot, da, la, tot la Pământul acela. Câștigă un salariu. Da, da, da. Da. Da, și că merge, ziceau primarul că fac o agricultură grozavă. Da. Da, noi nu am avut cazul să cumpere cetățenii străini, la Grețul Nedoara vorbesc. În ordine, facem o pauză pentru publicitate și revenim cu partea a doua când vom vorbi și despre campania agricolă de primăvară. Da. Da.